cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, cafeaua de dimineață în prima zi a lui martie, marțișor. Pentru că este marțișor, noi, cei de aici, de la Mesagerul, ne-am hotărât să fim mai buni, mai iubitori, mai iertători și de aceea, în această lună, vom da cafele, ca să spunem așa, cu mult zahăr. Primul pas pe care îl facem în acest sens este acela de a repune în drepturile sale un personaj politic, un om politic, un animal politic, în sensul bun al cuvântului animal politic, și anume domnul Ion Asaftei. Dacă nu știți cine este domnul Ion Asaftei, vă spunem noi. Este, prin concurs de împrejurări, vicepreședintele Consiliului Județean, cu ajutorul neprecupețit al foștilor săi tovarăși, Drăgușanu, Iacoban și Alexandru, toți dați afară din partid în acest moment, pentru că au trădat. Și este în același timp președintele ALDE. Noi acum, ca să-l repunem într-o lumină pozitivă, vi-l arătăm pe domnul Asafte într-un moment extrem de important, chiar vital pentru destinele județului. Vizita doamnei vicepremier și ministru al Superministerului Dezvoltării din România. Această vizită a fost finalizată cu o conferință de presă la care a luat parte, normal, domnul președinte Ionel Arsene, în calitate de gazdă, doamna ministru și domnul Ion Asaftei. Din păcate, oricât au încercat reporterii, fotoreporterii, de fapt nu fotoreporterii, ci cameramanii, să surprindă niște cuvinte ale domnului Asaftei, probabil că ele în tumultul acelor discuții s-au pierdut. De aceea, noi încercăm să-l scoatem acum în evidență cu ceea ce a făcut domnia sa în timpul conferinței de presă. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi, așa cum ați văzut și dumneavoastră, avem onoarea de a avea în județ vizita viceprim-ministrului Sevil Şaideh, ministrul dezvoltării regionale. O vizită de lucru, zic eu, în care am punctat strategia de dezvoltare pe programul PNDL a județului Neamț. Am discutat despre proiectele pe care le avem în derulare și în implementare în județul Neamț, stadiul proiectelor, finanțarea care s-a alocat județului Neamț și discuții pe următorul program național de dezvoltare locală care îl avem de asemenea în programul de guvernare al nostru. O să mergem împreună cu doamna vicepremier la Spitalul Județean de Urgență pentru a vedea în teren vechiul spital, clădirea vechiului spital, pentru că suntem într-o situație și într-o analiză cu cei de la situații de urgență. Avem un risc seismic mare la această clădire și trebuie să vedem ce soluții găsim de consolidare sau de a reconstrui un corp nou la Spitalul Județean. Astea au fost principalele discuții pe care le-am avut astăzi împreună cu primarii din județul Neamț. În continuare o să îi dau cuvântul doamnei viceprim-ministru pentru a vă spune câteva. Ați putut vedea atenția deosebită pe care domnul Asaftei a acordat-o președintelui Consiliului Județean, cu ajutorul căruia este, ca să spunem așa, pe funcție. Acum să-l vedem cum reacționează la un ministru și mai ales la o doamnă ministru. Bună ziua! A fost o onoare pentru mine să vin astăzi în județul dumneavoastră la invitația domnului președinte Arsene. Mulțumesc încă o dată frumos pentru această ocazie. Este prima dată când mă aflu în județul Neamț. Aveți un județ foarte, foarte frumos și vă felicit pentru aceasta. Astăzi am prezentat la această întâlnire tehnică prioritățile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv
Prioritatea numărul 1, conform programului de guvernare, asigurarea celor 10 servicii de bază, în special la nivelul satului românesc, la nivelul mediului rural, respectiv apă, canalizare, drumuri, dispensar, școală, grădiniță, creșă. După cum bine știți, am adoptat deja actele normative care reglementează Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa 2. În acest sens, ne-am programat pentru perioada 2017-2020 realizarea 5.000 de obiective noi de apă, canal, nu neapărat numai pe județul Neamț, deci pentru, la nivel național, 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de școli care necesită autorizație de funcționare. A doua prioritate pe care o am la nivelul ministerului pe care îl reprezint sunt fondurile europene și în acest sens, împreună cu toți directorii de autoritate de management, ne-am asumat ca la 31 decembrie 2017 România să ramburseze din toate fondurile europene alocate 5,2 miliarde euro. Probabil că față de anul 2016, când rambursările au fost de zero, suma poate părea mare, dar să știți că suma încă față de ceea ce ar fi trebuit să fie reprezintă o sumă insuficientă. Iar a treia prioritate pe care o am la nivelul ministerului este partea de reformă a administrației publice și deja de o lună de zile se află în dezbatere codul administrativ, cod care unește în premieră toată legislația importantă pentru administrația publică. Mă refer aici la statutul funcției publice, la statutul alesului local, la legea 215 a administrației publice locale, la legea 340 a prefectului. Toate aceste acte normative codificate, incluse într-un cod administrativ, sperăm ca până la finalul lunii aprilie să terminăm dezbaterile, tot ceea ce înseamnă îmbunătățirea acestui cod, astfel încât în luna, la finalul lunii aprilie, să trimitem acest cod ca proiect de lege la nivelul Parlamentului, să intre în dezbatere și acolo și la final de iulie, așa cum ne-am asumat în programul de guvernare, acest cod să fie adoptat. Aceasta a fost prestația domnului Ioana Saftei alături de președintele Consiliului Județean și de doamna vicepremier a României. Îi dorim activitate plăcută în luna martie, lună, cum am spus, plină de iubire, de înțelegere și de dragoste și oferim și domniei sale o cafea dulce, foarte, foarte, foarte dulce. Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta